și bine ați venit la întâlnire cu oameni remarcabili. Gazda dumneavoastră de astăzi, Adriana Miclea. Îi spunem bun venit, doamnei, Alina Costea, în studioul nostru. Bine ai venit, Alina! Bine te-am găsit, Adriana! Mulțumesc de invitație ție și urmăritorilor tăi! Mulțumesc mult că ai acceptat, Mulțumesc. deoarece ești o ființă absolut remarcabilă. Te-am cunoscut acum ceva timp și am realizat acest fapt, dat fiindcă știu că ții, printre altele, și un centru de terapii holistice. Ne poți spune ceva despre acest lucru, te rugăm? Sigur că da. Dintr-o nevoie a mea personală de mulți ani de zile, aceea de a îmbina partea de trup și de suflet, pentru că întotdeauna, cumva, ele au fost abordate separat, eu mi-am dorit mereu să, să le îmbin. Deci, varianta exact uh, care se referă la partea de trup și cât și uh, cea de suflet, pentru că în om se întâlnește cerul și pământul, e Dumnezeu și omul. Și atunci, îi uh, firesc să ne apropiem cu iubire și blândețe, atât înspre suflet cât și înspre trup. Nu le putem separa, ele funcționează și noi funcționăm împreună, trupul nostru. Este și rămâne cel mai bun prieten al nostru până la final. Și ca să te prezinți, telespectatorilor, ce ai putea să spui despre tine? Ești mamă, terapeut, coordonatoare acestui centru. Ce altceva mai poți să spui despre tine? Că sunt femeie. Că ești femeie, bineînțeles, așa. Sunt femeie A. și m, m, mereu, în tot ceea ce fac, m, caut să împletesc. Toate rolurile, pentru că avem și roluri. Sunt și fica a părinților mei, sunt și mama aficelor mele, sunt și uh, călăuzitoare a oamenilor care ajung în cabinetul meu. Și atunci, uh, în toate aceste uh, momente, îmi doresc să fiu vie și umană lângă fiecare dintre ei. Îmi doresc să trăiesc și să împărtășesc cu ei. Dar asta vine doar din în momentul în care uh, la noi e prea plin, pentru că noi putem, de fapt, să fim pentru ceilalți, uh, din prea plinul nostru. Și atunci e o nevoie uh, umană, reală, de a ne întoarce înspre noi. Acum, pe ecran se derulează niște fotografii care da. sunt de la centrul tău de terapii holistice. Dacă vrei să ne spui câte ceva despre acest centru, Uh, cum ai ajuns să îl creezi? Cum ai ajuns la această realitate de a avea un centru de terapii holistice în București? Uh, povestea începe, de fapt, din mica copilărie, pentru că întotdeauna am fost uh, o fetiță, la vremea aceea, foarte curioasă și uh, foarte încăpățânată pe alocuri. Nu m-au mulțumit, da și nu răspunsurile și întotdeauna am întrebat de ce și de ce și mi-am dorit să cunosc mai mult. Dar de ce se întâmplă asta? Probabil și faptul că eu am terminat liceu de matematică fizică, studiile mele sunt economice, dar partea de suflet a început de atunci. Am crescut, am fost crescută de bunica paternă într-un sat din Maramureș. Și cred că Dumnezeu a fost primul meu maestru, discipol, care a, săd a sădit în mine credința în Dumnezeu, adevărul, concretul, conectarea. Și atunci, toți anii ce au urmat au fost, de fapt, înspre a mă cunoaște pe mine și am mi înțelege nevoile, suferințele, rănile. A fost într-o dorință permanentă de a face pace cu corpul meu, începând din adolescență, cum probabil fiecare dintre noi am avut momentele în care ne-am revoltat, în care nu ne-am înțeles, în care ne-am respins corpul, în care ne-am respins pe noi. Dar adevărata schimbare a mea a fost într-un moment când fica mea cea mare, deci eu am două fice de 21 de ani și de 11 de ani. Să trăiască! Mulțumesc, asemenea! A fost momentul în care fica mea, pe vremea când avea patru ani și jumătate, a fost diagnosticată cu o tumoră pulmonară. Pe vremea aceea noi locuiam la Baia mare și am stat destul de mult internată cu ea aici în București, nu știu dacă pot să spun spitalul, dar într-un spital mare, da. cel mai mare de copii de aici. Și atunci, de fapt, s-a schimbat toată viața mea. Uh, ulterior am ajuns să consider această încercare o binecuvântare, pentru că am avut nevoie de ea să mă, să mă trezească din o mediocritate în care bălteam dintr-un confort, nu? Pentru că creierul nostru reptilian întotdeauna găsește zona de confort și acolo rămâne și atunci mai vin anumite experiențe, dar să revin puțin la, deci, Iulie a fost diagnosticată cu o tumoră pulmonară. Șansele ei de supraviețuire au fost uh, destul de mici, ca să, <laughs> ca să mă exprim așa, adică unul la un milion avea șanse de supraviețuire. Și toată lumea a hotărât că trebuie intervenit și să se scoată acea tumoră care era prinsă de coastă plămân și aortă. Adică medicii au spus foarte clar în momentul în care au intrat în operație, erau pregătiți când au văzut unde e localizată, că e prinsă și aorta, au fost pregătiți oricând să-mi spună că eu mi-am pierdut copilul. Și atunci s-a întâmplat un lucru pe care eu în mulți ani am avut nevoie să înțeleg. Aveam o pace care Parcă nu era de aici de pe pământ și nu era firească. O mamă care își pierde copilul nu poate sta în pace și eu totuși aveam. Pentru ai că n-am știut. Alături, îmi cer scuze, ai fost alături de ea tot timpul acesta? Da, da. Deci m-au lăsat inclusiv în sala de operații, ceea ce nu se făcea pe mine, m-au lăsat să o duc până acolo. Eu făcusem o poveste din tot ce îi se întâmplă. Adică și a analizele psihologilor după această încercare au spus că n-a fost deloc afectată, se pare că a prins povestea. Dar sunt lucruri pe care nicio formare, nicio școală, nici un institut nu știe să te învețe și nu are cum. Adică lucrurile acestea le înveți atunci când tu ești conectat cu tine și cu Dumnezeu. Când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, dar concret. Real. Înveți, cu iubire și blândețe, să faci pași mici. Nici o formare nu te învață cum să reacționezi ca mamă când copilului tău îi se spune că are șanse unul la un milion să supraviețuiască. Deci, o experiență inițiatică, aș putea spune, o durere transformată, practic, după aceea, în izbândă și pentru că eu știu puțin povestea ta, aș dori să ne spui despre ce înseamnă chitara lui Julio Iglesias, despre care atât de mult s-a vorbit în jurul acestui subiect. <laughs> da, am să revin, doar că vreau să închei ca să-și să le... să facă telespectatorii exact. o idee cum am ajuns. În momentul în care intervenția Iuliei s-a terminat cu o reușită a medicului de atunci, profesorul Oancea Marcel. E musai să-l precizez pentru că îl port în rugăciune. Dacă de ne privește, de probabil an. că o da, să... Mulțumesc cu recunoștință. Da. Uh, situația Iuliei s-a agravat la terapie intensivă. După operație, deci. După operație, o priză defectă a făcut-o să fie în stop respirator 40 de minute a făcut apoplexie la plămânul sănătos și atunci atunci s-a schimbat toată viața mea, în cele 40 de minute. Deci ai scăpat de una ai dat de cealaltă, exact, ca să înțelegem. În care eu am trăit concret fiecare ființă a corpului meu, a trăit moartea pruncului, după toate emoțiile umane, în care am zbirat, m-am prins de păr, s-a făcut o liniște în mine. În clipele acelea, eu am conștientizat că copiii nu sunt ai noștri. Îi primim în dar, noi le suntem călăuze și ajutăm să devină oameni mai buni. Și de atunci am, trăit, am renunțat la control. Deci a fost cu adevărat abandonul în Dumnezeu, n-am știut să-l învăț altfel decât așa. Și nu mai practica să-și până atunci abandonul Niciodată. în fața unei Niciodată. situații de criză de extremă. Exact. Dar în momentul acela, pulsul iuliei, când medicii o resuscitau, și-a revenit. Deci, practic, a durat foarte puțin această. între mine a fost viață și moarte, da. Ulterior am aflat că a fost în stop respirator 40 de minute, dar eu, în momentele acelea, după ce s-a făcut liniște, am promis lui Dumnezeu două lucruri. Și am zis, Doamne, dacă tu îmi salvezi copila. Eu îți promit că mă las de țigări la vremea aceea fumam și că am să fiu instrumentul iubirii tale pentru frații mei oameni. Și de atunci din 2006 a început cumva drumul meu, pentru că eu n-am mai putut să fiu aceeași niciodată. Și ulterior am și ajuns să înțeleg că acea încercare din viața mea a fost binecuvântarea vieții mele, pentru că uneori noi așa suntem oamenii. Reacționăm doar la durere, din păcate. Când ne doare și nu mai știm ce să facem cu acea durere, începem să ne căutăm. Care pe unde putem? <laughs> pe la terapeuți, pe la vindecători, pe la medici, pe la. Și atunci, totul se schimbă. Pentru că în, în momentul în care reușim să fim în Dumnezeu și lângă Dumnezeu, în mine sunt foarte bine sădite credințele bunicii mele, care tot ce făcea făcea cu Dumnezeu în gând și în inimă, concret. Adică se vedea și în viața ei reală, de zi cu zi. Pentru că astăzi vorbim mulți, ne ducem la cursuri, facem formări, dar cât să învățăm să fim? Cât să învățăm după. Un curs la care am mers după o terapie. Să fim blânz cu noi și încet, încet să fim. Rămânem la nivelul de a ști. Pentru că asta e diferența între a ști și a cunoaște. Când știi, iei o informație din punctul A și o te duci în punctul B. Când cunoști, o iei, o trăiești, o însuflețești și apoi o împărtășești. Da. Oamenii care ajung în cabinetul meu, adică Prea puțin eu le povestesc din experiență proprie, pentru că dacă noi, ca și terapeuți, nu am făcut drumul nostru, nu am făcut vindecarea noastră, acceptarea noastră, cum am putea să fim lângă ceilalți? Dar revenit la chitară... Exact, te rog frumos. Pentru că mie îmi place și în cercul de prieteni să împărtășesc Deci metafora, asta? metafora este superbă. E povestea lui Julio Iglesias pe care probabil mulți din telespectatori o cunosc. Faptul că el a fost un fotbalist foarte bun la vremea aceea, doar din cauza unei accidentări a rămas la pat șase luni. Adică se punea problema că nu va... Deci, să fie jucător nici de cum. Dar nu știau dacă va mai putea merge vreodată. Sunt convinsă că atunci a trăit iadul. Aici o să revenim puțin după ce spun, pentru că raiul și iadul, da, începe de aici de pe pământ. Doar că în lunile acelea el a cerut o chitară de stat la pat. Și așa a devenit Julio Iglesias. De multe ori avem nevoie de încercări în viața noastră. Doar că, cum îmi place mie să spun, când vine încercarea, vine ca și o piatră, dar alegerea e a noastră. Vine și darul. Vine și darul, dacă ne băgăm sub ea și ne ucide sau punem piciorul pe ea și ne înălțăm în ființă. Prin urmare, mi-a ridicat mincea la fileu, urmează, urmează întrebarea dacă această experiență te-a făcut să crești spiritual de asemenea și dacă simți... Că îți faci misiunea de viață, foarte important. Prima dată cred și simt nevoia să, să definez un pic ce înseamnă a fi spiritual, acum asta se folosește și în stânga și în da. dreapta. E spiritualitate peste tot, doar că suntem umani mai puțin, din păcate. Da. Uităm să fim. E spirit trăit în viață. Adică, dacă această spiritualitate nu se vede concret în viața noastră de zi cu zi, să o onorăm cum? Prin bucurie și pace. Când noi suntem în bucurie și în pace, suntem în Dumnezeu și Dumnezeu e în noi. Pentru a fi în bucurie, care e o stare superioară fericirii, pentru că fericirea, când o simți, e nevoie de ceva din exterior sau de cineva, de o situație, o călătorie, o haină, o persoană, de când bucuria doar e. Și e așa, cu pace. Nu se poate bucurie fără pace și pace fără bucurie. Și atunci, dacă noi mereu am fi conectați cu noi, dar cu esența noastră, nu cu ce ne spune mintea, pentru că mintea asta e, minte. Dacă nu o folosim în serviciu vieții, din nou ajungem la a aduce calitate vieții, poate să devină cel mai mare dușman al nostru, pentru că mintea ne spune părerea noastră despre o situație, dar nu adevărul. Adevărul de care vorbește și Hristos întotdeauna vine de la Dumnezeu și El aduce pace. Asta e de urmărit. Prin urmare simți că îți faci misiunea de viață și te-a crescut spiritual. Poți să ne spui că te-a dus din punctul A în punctul B și îi duci tu pe alții la rândul tău de mânuță și le arăți calea, în sensul că ai o experiență bogată, te-ai întâlnit și cu, cum spui tu, cu, cu iadul și cumva să înțeleg că de aici îi, îi la rândul tău pe alții să înțeleagă că nu e de disperat când suntem într-o situație de viață dramatică. Tocmai aici e pentru că, exact cum spuneam, raiul și iadul încep de aici, de pe pământ. De câte ori suntem în tristețe, în mâhnire, în nemulțumire, suntem în iad. Dar ce terapii, spre exemplu, inviți telespectatorii să, să... Îmbrățișeze în cazul acestor situații limita de viață. Fiecare persoană găsește, pentru că e câmpul cuantic care ne vorbește, găsește persoana doar să-și pună intenția. Va găsi persoana unde el, sufletul lui, se va simți în siguranță să se deschidă. Eu le spun mereu oamenilor care ajung în cabinet: Eu sunt doar instrument în mâinile Divinității. Cât puteți să vă deschideți inima, Dumnezeu vindecă. Despre terapiile pe care le practici în cabină ce ne pot spune, spre exemplu? Terapia e o reconectare cranio, la da. sursă, la sine, sunt curățări energetice, Așa. e partea de eliberare somato-emoțională, pentru că, de exemplu, și uh, terapia craniosacral pe care eu o folosesc în terapiile mele, ajută corpul fizic, orice animal, după orice traumă, ce face? Se scutură, noi nu știm, lucrăm cu mintea cât lucrăm, dar ce faci cu corpul fizic? Pentru că aici foarte mult se eliberează fascia. Aha, da? ai avut rezultat în acest sens cu fascia? De fiecare eliberată? dată. Deci Pentru pacienții că îți spun, nu? Îți comunică. Asta e cea mai mare mulțumire a mea când ei găsesc calea înspre ei și reușesc să, să, să ajungă la un echilibru interior. Pentru că fascia, pe lângă... Uh, uh, ca, calitățile ei în corpul nostru fizic, are proprietatea de a reține traumele și emoțiile. Se stochează de aici Și acolo. asta încă de când eram în pântecele mamei noastre. Adică tot ce a simțit mama ca și emoție, pruncul percepe ca fiind al lui. Și terapia aceasta reușește să scoată aceste Terapia ajută memorii, dacă da? pacientul își deschide inima. Cu siguranță ajută, pentru că noi ce suntem? Suntem mama, tata și noi. Mama cu toți urmașii ei, tata cu toți urmașii lui. Deci noi suntem varianta lor abdatată. 4094 de urmași au spus da vieții ca noi să fim. Apropo, aici intrăm în terapia constelațiilor familiale. Știu că ai urmat asemenea cursuri. Ne poți vorbi puțin despre asta? Le aplici în cabinetul tău cunoștințele pe care le-ai dobândit în urma faptului că ai parcurs constelațiile? Le-ai adus în cabinetul tău, faci la rândul tău constelații în cabinet? Folosesc partea sistemică în terapiile mele pentru că am văzut beneficiile. Prima dată, ca să înțeleagă telespectatorii, eu am fost pacientă acum mulți ani, pentru că de aproape 20 de ani nu mai pot să iau niciun medicament, fiind plurialergică. Uite, o altă încercare. Ca urmare, prima dată m-am revoltat, bineînțeles. Nostru. N-am putut să mai iau niciun fel de uh, medicament. În urma și atunci... incidentului cu Iulia? în Nu, urma nu, nu, nu. Făzițe... am făcut un șoc anafilac. După aceea, -am devenit vorbim, de, vorbim de da. după. Dar spun toate, că toate sunt părți din ceva ce am fost, ce conținem. Și atunci, ca orice om care mai are dureri, se duce și se caută. Revenim la acel moment, că e o durere fizică, că-i sufletească, te duci și vezi care e care da. treaba cu tine. Deci, Prima dată fiind pacientă și mergând și căutând pentru mine multe soluții, firește că le aplic pentru că am văzut că funcționează. Și atunci când abordez situația 360 de grade, e un fel de medicină generală, că nu poți să spui că funcționează doar asta sau asta. Fiecare om, persoană, rezonează cu ceva. Dar aici totul e în funcție de cum și ce alegem, ce ni se potrivește nouă. Și întotdeauna spuneai de... Eu nu le fac nimic cu oamenilor care ajung în cabinet. Eu pot să le împărtășesc adevărul meu. Iar dacă ceva din ce spun, omul simte că rezonează aici la el în suflet, el își face adevărul lui. Adevărul nu e ceva pe care gata Adriana ia o hârtie și scrie că eu dețin adevărul și eu spun. Nu funcționează. La nivel de suflet nu funcționează așa lucrurile. Întotdeauna, înspre suflet, ca să, să se poată deschide, e firesc să ne apropiem cu iubire și blândețe. Să creem spațiu, și asta ar fi firesc pentru toți colegii mei terapeuți, să, să creem spațiu ca sufletul să se deschidă, pentru că numai persoana aceea care e în fața ta poate să știe ce simte, cum simte. Putem să-i arătăm pârghile, să-l ghidăm ușor, să-l călăuzim dar mai departe e nevoie de o muncă. E cea mai grea muncă așezarea în adevăr. Adevărul nu-i confortabil, dar e vindecător și înălțător. Ne ajută să ajungem la noi cei reali. Esența divină. Da, într-adevăr și tot așa pentru că mi-ai în continuare ideii tale doresc să le spui spectatorilor dacă ai avut maestrii spiritual, poate e mult spus, oameni care te-au modelat, ți-au modelat personalitatea și te-au adus până aici, în afară de bunica ta pe care da, ai menționat-o. Au fost, în primul rând, e familia de bază, cred că pentru fiecare. Sunt părinții mei cu care n-am avut o relație întotdeauna și atunci dacă de un prieten poți să te îndepărtezi sau poți să nu, să nu te mai întâlnești cu el, cu familia de bază, rămâi acolo pentru că creierul e singurul nostru organ care are nevoie de un alt creier. Adică asta au spus-o cercetătorii, nu o spun eu, sunt studii făcute în sensul ăsta. Și atunci ei oglindesc și până nu înțelegem mecanismele, dar tot ce avem de făcut e în momentul acela să ne oprim, să nu ne mai revoltăm și să nu căutăm vinovați. Să înțelegem că e ceva din noi. Situația din fața noastră sau persoana din fața noastră, indiferent cine e, doar ne apasă un buton. Dar noi am atras-o, poți să ne spui despre asta ceva? E că cuantic. Fizica cuantică spune că Ei, noi spune. atragem pe Cu baza siguranță. vibrației și a, a ceea ce oglindim. De fapt, asta vrei Cu să siguranță. spui, da? Cu siguranță. Deci au fost părinții, ca să mă întorc la întrebarea ta, apoi a fost în momentul în care eu am avut situația cu Iulia, a fost duhovnicul meu. Am avut nevoie de doi ani de zile în care am frecventat o mănăstire din Maramureș, acolo e duhovnicul meu, părintele Irineu, la mănăstirea Prislop, dar de Maramureș, în care uh, eu am reînviat, adică după acea încercare, pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu cel real, cel care e doar lumină, care iubește, care călăuzește și mi-am dat seama cât de important e să ai uh, un călăuzitor care definește termenii. Pentru că noi două putem să ne uităm la, uh, la buchetelul de flori pe care l ai și care e foarte frumos și să vedem lucruri diferite. Noi nu suntem obișnuiți să definim termenii pentru că asta e o comunicare sănătoasă și uh, Părintele Irineu m ajutat foarte mult să înțeleg anumite lucruri pe care că am rămas de la bunica cu acea credință, cu mersul la biserică, cu posturile de peste an, doar că nu am găsit până la momentul la care l-am întâlnit pe părintele Irineu pe cineva să înțeleagă, eu cu nevoie atât de mare, dar de ce, mintea mea analitică să înțeleagă lucrurile. Uh, după acest moment au început să se așeze, iar ulterior l-am uh, întâlnit și l-am cunoscut pe profesorul, domnul doctor, profesor Constantin Dumitru Dulcan, unde mai care mișlau așezat lucrurile, cât de bine împletește partea de știință cu spiritualitatea, cu credința, dar cei mai mari și cei mai mari maestri ai mei sunt cele două oficiale mele. Paradoxal, după cei... Uh... Nu suntem obișnuiți ca, mă rog, copiii noștri să fie maestrii noștri. Cum explici lucrul acesta pentru spectator? <laughs> e tot așa în perioada adolescenței, deci cu Iulia, cu fica mea cea mare, bineînțeles că a început un fel de conflict între noi până am conștientizat că, de fapt, Iulia mi-a arătat lucruri nevindecate în mine. Și atunci am început să Mă gândesc dintr-o altă perspectivă. Ce-ar fi dacă eu aș căuta să fiu lângă fiicele mele cum mi-ar fi plăcut să fie părinții mei lângă mine? Și atunci s-a întâmplat magia. Totul a început să se schimbe și am văzut-o din. mi-am văzut copilele din spațiul inimii și fiind lângă Teodora Alina la fiecare vârstă. Și mi s-a părut magic ce s-a întâmplat. Noi, când vedem copiii noștri, întotdeauna copiii vin în viața părinților, ca și binecuvântare. Dacă putem să o vedem, că una e exact ca și siguranța. Eu vreau să fiu uh, în siguranță, poate că ești în siguranță, dar nu te simți. Poate că ești iubit, dar nu te simți. Deci, atunci... copilul Alina Teodora a urmat vârstele ficelor tale. Împreună, să okay. înțeleg. Okay. Ai redescoperit și ai reînviat copilul tău interior, Alina Teodora, de la vârstele ficelor tale. Și așa am luat toate fetițele și le-am îmbrățișat și uh, le-am iubit. Și-am făcut pace. Cel mai mult m-a ajutat această situație să fac pace cu întunericul din mine. Pentru că revenind la ce ai întrebat tu, no e teamă. Așa am fost educația, am fost generația în care n-am avut voie să fim furioși, să fim triști, să fim și Ne-am învățat să fim frumos, să facem frumos. Adică mereu să ne punem măștile da. acelea, cel puțin eu vorbesc de mine, de mică fiind pentru a fi plăcută, văzută, iubită, acceptată. Mie cel mai greu lucru în viață mi-a fost să învăț să spun nu. Nu știam. Știam să spun nu. Adică eram atât de mult în, 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 a, în acel rol de a face frumos și de a mulțumi, încât foarte mult timp am anihilat-o pe Alina Teodora. Nu mai era. Deci e așezarea în adevăr. Întotdeauna să ne uităm cu ochi de adevăr la noi, dacă dăm rolul de mamă, de soție, de iubită, de fică, de prietenă. Ce rămâne? Mi se pare minunat că ai atins în această emisiune atât multe subiecte interesante pe care probabil părinții le consideră ca fiind inutile sau fug de ele pentru că nu știu cum să abordeze problema copiilor lor. Și vreau să te mai întreb de asemenea, știu că în cadrul acestui centru de terapii holistice realizez și retreat spirituale în Zanzibar. Ne poți vorbi puțin despre aceste retreat -uri. Cu ce scop le efectuezi și sigur că de da. ce? acum uh, sunt în zanzibar pentru că eu o poveste și aici, ca acum uh, trei ani de zile, eu am ales locația aceasta cu o prietenă de mea care era cu patru metastaze și medicii nu i-au dat nicio șansă și am vrut, uh, a fost adică, tot un lucru personal și de suflet și am plecat cu ea acolo. Trei săptămâni. Să o însoțești pe ea, de fapt, da? Deci a mers împreună, da. S-a mai alăturat, a fost un grup foarte mic, adică iubitul ei, prieteni apropiat și uh, tatăl meu și fica mea. Adică nu pot să spun că a fost un retreat. A mers uh, pentru prietena mea, care nu mai este acum. Dar uh, la momentul acela, după ce ea s-a întors, după cele trei săptămâni, lucrând concret, pentru că noi nu putem sta pe norișor și să vină o lumină să ne atingă și noi să ne vindecăm până nu ajungem trup și suflet. Trupul are nevoie de reconectare la natură, la fain și simplu, adică să ne întoarcem la, la cele lucruri elementare și vitale de a trăi, de a ne conecta la natură, de a ne conecta la noi. De a conștientiza lucruri, când apare conștientizarea, vindecarea poate apărea așa. Exact ca și la dependențe, orice vindecare a unei dependențe, care se știe că are rana de abandon la bază, nu uh, e abstinența, e conectarea. Deci, noi, când reușim real și Sufletul are nevoie de două secunde să fie văzut. Deci, apare conectare și conectare conștientizare. Și conștientizare. Uh, medicii de la Viena, după această tabără, după acest ritrit în Zanzibar, mi-au spus că e în remisie 90%, cele patru metastaze. Bineînțeles că dacă nu păstrăm și revenim la vechile obiceiuri și la vechile nemulțumiri, că de fapt asta e nemulțumirea, vina, rușinea, judecata, sunt cele care ne adâncesc. Așa apare și boala, așa apar. E o emoție care a creat boala. Înseamnă că tot o emoție poate să vindece boala. Mă întorc chiar la. Uh, așa a apărut. Uh, avem idea, multe de povesti de Zanzibarului. Zanzibarul. acolo s-a creat pentru mine un loc de suflet. Adică eu am văzut, noi suntem ființe solare. Oceanul e magic acolo, doar că uh, persoanele care vin acum, ele s-au obișnuit cu mine nu mergem în zona turistică, le îmbinăm pe toate, dar clima de acolo ajută fantastic corpul fizic, iar ce se întâmplă, conexiunea, sunt grupuri foarte mici cu care merg, adică nu, nu merg cu grupuri mari și cumva dintre oamenii cu care lucrez în cabinet, adică nu o să se vadă nicăieri, nu promovez, nu, Acum tu mă știi mai bine, eu mai mult munca mi-o fac în cabinet, am venit și la această emisiune cumva de dragul tău. Prefer conexiunea reală cu omul. Pentru că am văzut că atunci se întâmplă magia. Sufletul omului se simte în siguranță și Dumnezeu vindecă și lucrează. Și acolo vei lucra de asemenea tehnicile pe care le utilizezi în cabinet meniul va fi un meniu specific, să înțeleg, vegetarian? Deci ca un fel de campus l-ai conceput? Nu, se mănâncă și pește. Așa. Oricum, carne, ei nu mănâncă porc și așa, așa. dar mult bazat pe fructe, pe legume, da. pe sport dimineața, că nu îl organizez doar singură, eu mă ocup de partea de terapii, meditații și... Dar mai sunt persoane cu mine care se ocupă de partea de sport dimineața, și excursii, adică e, e o vacanță, nici nu știi că faci terapie. Sunteți o echipă, să înțeleg care ați da. organizat o asemenea, da. asemenea retreat. Felicitări, da. într-adevăr, mi se pare absolut deosebit să, să poți să faci atât de multe lucruri, toate cu scopul de a reîntregi ființa holistic. Te întrebasem, deci, de. de de oamenii care ți-au fost alături. Ne poți sugera niște cărți, niște filme care te-au inspirat? Sunt, sunt, foarte multe în, în, zona aceasta. Filmele spirituale care se găsesc, acum sunt la îndemână peste tot, cărțile. Pe mine m-au ajutat foarte tare cărțile lui Cartol, a profesorului Dulcan, exact cum spuneam în, înainte, tot ce înseamnă uh, parte de dezvoltare, de cunoaștere, uh, dar mi s-a întâmplat, de exemplu, de foarte multe ori să deschid poate două, trei cărți și să rămân acolo foarte mult timp. Pentru că nu. Cu o idee, în sensul acesta? În sensul de a o integra. De a o integra. Da. Pentru că momentul în care asimilez conținut cunoaștere, informații dacă nu le aplici concret să vezi lucrul ăsta cum afectează viața mea cum o schimbă și nu pui în practică mi se pare că dar e doar părerea mea că foarte mult acum suntem în a ști în a asimila informații e, e o foame și prea puțin în a aplica în a aplica Asta e părerea ta de terapeut? Asta, de asta ani? este doar părerea mea, pentru că dacă noi am învățat zi de zi, acolo unde suntem, în familia noastră, în mijlocul uh, prietenilor noștri, în mijlocul oamenilor cu care lucrăm, dacă noi nu-l căutăm pe Dumnezeu, dar ca stare, nu ca bătrânelul cu barba albă, ca stare. Exact asta e și viața, și familia, o grădină cu flori și buruieni. Dacă noi vom da energie doar la depresii, la tristeți, la nemulțumiri, ele vor crește. Dacă ne vom uita la binecuvântări, acelea vor crește. Deci, alegerea ne aparține. Unde se duce energia noastră vitală? Înspre viață sau înspre moarte? Privindu-te cum vorbești, Alina, dragă, vreau să-ți spun că văd așa toată înțelepciunea maramureșului în tine. Ai un mod de a vorbi extraordinar de, de, de înțelept și se simte, privindu-te, se simte că ai practica, și nu vorbești doar din cărți, se simte că ai un stil de viață uh, spiritual înțelept pe care îl practici și îl pui în practică și cu pacienții tăi, cu clienții și te felicit pe această cale pentru că, într-adevăr, față de foarte multă literatură care s-a scris, foarte mulți terapeuți de astăzi, te găsesc foarte autentică, drept pentru care te-am și invitat în emisiunea mea Întâlnirea cu oameni remarcabili și aș dori ca în încheiere să le spui ceva telespectatorilor ca un pont, ca un proverb care pe tine te-a marcat de-a lungul vieții, a fost călăuză, ceva ce ție, ție foarte drag poate din scripturi, din cărți? E puțin destul de dificil de a explica, de a-l explica pe Dumnezeu într-o frază, de a explica sufletul într-un gând. Dar pot să spun doar atât. Când mintea tace, noi îl auzim pe Dumnezeu. Fiți umani, fiți vii. Să nu le fie teamă să trăiască, să nu le fie teamă să stea cu furia, să stea cu tristețea, că trece oameni buni. Când stăm atunci, tot ce noi încercăm să reprimăm, să anihilăm, de fapt amplificăm și atunci vine peste noi doar să fim și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră pentru că noi spunem, Doamne, facă-se voia ta dar stăm precum străjeri în viața noastră facă-se voia ta și dăm putere să accept parcă puțin e diferit nu e nimic de iertat cine suntem noi să iertăm? Nu e nimic de judecat. Putem doar să acceptăm că unii sunt mai neputincioși. Mai vulnerabil, la nivel de suflet, noi toți suntem una. Nu există tu și eu. Și când înțelegem că dacă o atitudine a unei persoane, a unei situații a tulburat ceva în noi, nu înseamnă că acel om, acea atitudine a creat rana din noi, ci doar ne arată. Iar noi ne întoarcem cu iubire și blândețe și vindecăm, tratăm. Așa că oameni buni și dragi, doar fi. Și bucurați-vă în fiecare zi de orice binecuvântare a vieții voastre, pentru că cu siguranță există. Da, și pentru că am ajuns în acest punct, înainte de încheiere, aș dori să-mi spui câte ceva despre ce mai faci tu în cadrul cabinetului tău. Știu că te ocupi și de frumusețea femeilor și a bărbaților, bineînțeles. Cum vezi în completare la terapiile holistice această grijă pentru frumusețea fizică? pe care tu o practici cu succes în cabinetul tău. Dă-ne puțin câteva exemple despre practicile pe care le utilizezi în cabinet de înfrumusețare. Um, mai sunt cu o colegă de-a mea care ea se ocupă, avem niște device-uri de ultimă generație, colega mea se ocupă de corp și eu întotdeauna am avut cu chipul doamnelor o, o deci e o plăcere la mine să, să mă ocup de chipul doamnelor. Toate tratamentele sunt non-invazive de curățare, hidratare. Dar vreau să dau un exemplu, că așa se înțelege cel mai bine. Te rugăm! Din cauzistică, a venit o doamnă la un moment dat la mine, înainte de căsătorie, cu o acne foarte, foarte severă, întotdeauna în spatele simptomului. E o emoție, e... Dacă învățăm să, să citim harta corpului, ajungem la comoară, adică la ce se întâmplă, pentru că e cauză și efect. Și nu a fost familiarizată cu terapia craniosacrală sau cu algen de terapii, dar mi-a spus, ziceam, încredere în tine. Pentru că zic, uite, putem trata acnea ta în device da, l, l -am combinat minunat. Exact, zic că o tratăm, dar nu rezolvăm cauza. Pentru o vreme o oprim aici, se pregătea de căsătorie, tocmai ce fusese cerută de soție. Și atunci, în timpul terapiei, ea a avut o conștientizare în care cu mulți ani în urmă a cunoscut pe cineva, un bărbat, lângă care ea s-a simțit femeie întreagă. Și acel bărbat a cerut-o de soție. Doar că la o perioadă scurtă a murit într-un accident de motocicletă. Și era, de fapt, toată furia ei pe care, acumulată. Care s-a exprimat? Care -a, în, uh... în momentul în care actualul partener, câțiva ani mai târziu, a cerut-o de soție, acea furie a ieșit la suprafață. Și atunci când a avut și conștientizarea am lucrat pe parte de suflet și au fost și tratamentele, device-urile de curățare, igienizare a dermului, a apărut în patru ședințe, a fost o mireasă foarte frumoasă și s-a vindecat totul. Deci, iată cum în cabinetul tău, Alina, realizezi corelația dintre trup și suflet într-o manieră foarte armonioasă. Îți mulțumesc, Dragalina, pentru amabilitatea de a fi prezentă astăzi printre noi. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă urez o zi frumoasă și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La revedere! Mulțumesc!